Sunt deja, cred că de mai bine de 10 ani, studii care confirmă că persoanele care meditează constant pe perioadă mai lungă de timp au structural modificate diverse părți din creier, cum ar fi zona prefrontală, de exemplu, care răspunde de funcțiile atenției. Bine v-am găsit! Sunt Andreea Roșca, iar acesta este The Vast and the Curious. Conversații cu antreprenori, pionieri și inovatori despre cum să lucrăm, să decidem și să trăim într-o lume plină de incertitudine. Acest podcast este susținut de Dedemon, o companie antreprenorială 100% românească ce crede în puterea de a schimba lumea prin ambiție, perseverență și implicare. Dedemon susține ideile noi, inovația, educația și spiritul antreprenorial și este partener strategic al The Vast and the Curious. Împreună creăm oportunități pentru conversații cu sens și întrebări care ne fac mai buni ca oameni și ca organizații. Acest podcast vă este de asemenea prezentat de EMAG, o companie care crede în educație și în puterea oamenilor de a folosi tehnologia pentru a crea un viitor mai bun. Invitata mea astăzi este Simona Chesăraicu, iar aceasta este o conversație despre cum putem naviga acest timp de incertitudine cu o minte mai limpede, mai clară, despre cum putem fi mai productivi într-o lume care ne trage într-o mie de direcții. Simona este psiholog și trainer în mindfulness. A studiat la Universitatea din Massachusetts, la Center for Mindfulness, centru creat de John Kabat-Zinn, medicul care a introdus în lumea occidentală metoda de reducere a stresului bazată pe mindfulness și a integrat știința și meditația. Simona este, de asemenea, certificată de Oxford Mindfulness Center la Universitatea Oxford din Marea Britanie. Este unul dintre puținii oameni din România antrenați în mindfulness la instituții care integrează practici meditative și știință. Am vorbit cu Simona despre ce este și cum putem folosi practica meditației pentru viața de zi cu zi, despre mituri precum trebuie să îngolesc mintea și cum putem deveni mai atenți, mai focusați și construi relații mult mai bune și mai satisfăcătoare, despre cum ne putem îmbunătăți memoria și deciziile și cum face Simona față realității din jur știind ceea ce știe. Sper că, după ce veți asculta discuția noastră, veți decide să investiți câteva minute în fiecare zi pentru voi. Pentru început, atât e nevoie. Și știu ce beneficii aduce pentru mine. Simona, bine te-am găsit! Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru invitație! Mă bucur să fim aici! Și eu foarte mult și de-abia aștept discuția noastră. Am să încep cu un lucru evident cu începutul, și anume, aș vrea să te întreb să definești tu, așa cum înțelegi tu și cum practici tu, ce înțelegem când vorbim? Ce este mindfulness? Mă gândeam că o să vorbim despre asta și că o să începem cu asta, de fapt. Și da. Pe lângă o serie de definiții pe care le găsim și în cărțile de specialitate și în manuale, eu am una care mie mi-e foarte dragă și care cred că e cel mai aproape de mine. Și anume este acel mod de a fi în armonie cu propria persoană, cu ce se întâmplă în interior, în exterior, cu lumea și cu viața. Poate părea un pic pretențioasă, dar mi se pare... poetic. Da, e aproape metaforică, putem spune, dar cred că asta e cea mai cuprinzătoare dintre definiții. Da, așa avem definirea mindfulness-ului ca o abilitate de a fi prezent, conștient, atent la ce se întâmplă. John Kabat-Zinn o definește ca fiind acordarea atenției momentului prezent într-un anumit fel, cu scop deliberat și fără a judeca. Conștientizare de plină mai este iarăși considerată. Da. Dar a fi în armonie mi se pare că este complet, cumva, ca și definiție. Mie când mă gândesc la conceptul de mindfulness, îmi vine în minte un lucru pe care l-am citit într-o carte a lui Andrei Pleșu. Este o colecție de texte scurte, de reflexii, apropo de viață, care se numește Despre frumusețea uitată a vieții. Și are într-una dintre ele această frază, aproape, el este în momentul ăla aproape, e o frustrare în ceea ce scrie, pentru că își dă seama că din toate părțile este tras de toate și nu mai are timp. Și spune la un moment dat, sunt în altă parte decât acolo unde tocmai mi se întâmplă ceva.
Și pentru mine asta este ilustrarea felului în care ne trăim viețile. Și dorința mea, apropo de mindfulness și ceea ce văd eu ca beneficiu, să fiu acolo unde tocmai mi se întâmplă ceva. Unde se întâmplă viața, îmi vine în minte acum, nu mi-amintesc acum și cine a spus asta, dar este, locuiesc la oarecare distanță de corpul meu. Exact. Sau mi se întâmplă viața la oarecare distanță de corpul meu. Mm. E cam același da. Lucru, de fapt. Spune-mi câteva lucruri despre întâlnirea ta cu această practică. S-a întâmplat ușor și cumva din mers. Căutam ceva, un ceva, acel ceva care să mă ajute. Să mă ajute să fac față la foarte multe roluri care veniseră peste mine. Eram în acea etapă de viață în care tocmai mi se născuse copilul, mă întorsesem la muncă, un rol de management la muncă. Vroiam să îmi păstrez și partea de viață personală, cu multă socializare, cu multe vacanțe, cu multe activități. Și cumva căzuseră peste mine o grămadă de lucruri. Nu știam exact cum să fac față. Stresul am început să-l resimt și eu spun chiar că am fost în burnout, aproape de burnout și nu odată în timpul ăsta. Adică într-o stare de epuizare și de disconfort teribilă. Și am căutat acel ceva, pe lângă terapia individuală pe care o făceam, pe lângă experiența mea de psiholog pe care o aveam și atunci, ceva care să fie nu o dată pe săptămână, nu acea ședință de terapie care să mă ajute să-mi dea o gură de aer, sau, nu știu, acea vacanță absolut minunată în care mă încărcam bateriile, mă simțeam bine, era minunat, ci ceva care să fie zi de zi, la îndemână. Și am început să caut și să experimentez diverse practici, m-am apropiat de yoga și asta a rămas cu mine destul de mult și acum practic yoga. În practica yoga am auzit de meditație și am început să fac meditație, iar în momentul în care mi-am ales specializarea pentru psihoterapie, cineva din familie care lucra deja cu practici mindfulness în intervențiile psihoterapeutice m-a sunat și mi-a spus, știu că faci yoga, foarte bine că ți-ai ales orientarea asta terapeutică, îți trimit două cărți despre mindfulness. Și am început să citesc mai întâi, am făcut niște cursuri online, la momentul respectiv în România nu găsisem pe nimeni cu care să învăț. Ce an era? 2014-15. Deci era aproape, nu cred că vorbea cineva. Eu n-am găsit despre, da la momentul respectiv era în România. Era începutul în multe alte locuri, da. Și am găsit cursuri online, fie înregistrate, fie live. Nu experimentasem pandemia și nu mi-a plăcut online și atunci undeva prin 2015 am început să călătoresc și să mă duc pentru a face un curs de mindfulness, o săptămână undeva în Padova, în Italia, de exemplu, cu o echipă de profesori de acolo. Am început să mă duc în retreat-urile de mindfulness, care sunt o perioadă de practică intensă de mindfulness și a început să-mi placă foarte tare și să mă simt foarte bine și să fie acel ceva care să fie tot timpul la îndemână, să fie cu mine. Și dacă ne gândim la... Aș vrea să vorbim puțin despre... Un lucru care mi se pare important la început, și anume despre esența acestei practici, despre ce anume te învață, pentru că sună foarte abstract, dacă vrei, dacă vorbim despre a fi bine, a fi în armonie, a fi... Care e esența ei, de fapt? Când ai început întrebarea, primul răspuns așa care mi-a venit a fost, te învață cum să fii. Dar este tot abstract. Da. Rămânem tot acolo, tot în zona abstractă. Cred că aș putea să spun că este o practică care ne ajută să înțelegem cum funcționăm. Cum funcționăm noi ca ființe, ca entitate completă, complexă. Cum funcționează mintea noastră. Adică ce se întâmplă atunci când gândim, când avem mintea agitată, când suntem distrași, când nu ne concentrăm sau când ne concentrăm. Cred că ne ajută să înțelegem mai bine ce sunt stările emoționale, ce sunt emoțiile, cum se întâmplă emoțiile astea
și ne ajută să ne apropiem mai mult și de corpul nostru. Adică e o practică care îmi dă ocazia să observ, să înțeleg, să simt cum suntem în fiecare moment. Dar esența ei, și când spun esența, mă refer la ce anume faci. Ca și demers este, un antrenament al atenției. Aici îl citesc pe Daniel Goleman, unul dintre specialiștii care vă numesc practica meditației mindfulness ca un antrenament al atenției. Practic ne antrenăm atenția și lucrăm cu atenția, această funcție cognitivă pe care o avem cu toții, să rămână conectată, concentrată pe experiența pe care o avem în momentul prezent. Și facem asta într-un anumit fel. Odată facem intenționat, ne propunem să facem asta, îmi propun să fiu atentă la ce se întâmplă în acest moment versus îmi propun să-mi amintesc ceva sau să analizez ceva din trecut sau eventual să planific dacă mă duc cu atenția pe ceva din viitor. Și fac apoi acest antrenament al atenției apelând la niște atitudini care sunt foarte importante, de curiozitate, de deschidere, de blândețe, de a nu judeca experiența imediată. Și dezvolt, tot ca demers, dezvolt abilitatea noastră de a observa, această instanță de observator din ființa noastră. Observ ce se întâmplă. Observ în timp ce se întâmplă, nu după ce a trecut. Și stau și analizez un eveniment sau o situație. Aș spune că pentru mine, de exemplu, ceea ce spui acum are o latură de, adică, care mă face să mă feresc, pentru că știu că experiența de a fi conștient de ceea ce se întâmplă în mintea ta, de felul în care, de ce fel de dialog ai tu cu tine și cât de des îți spui din nou, iar ai dat-o de gard, iar n-ai făcut tot, cât de urât vorbești cu tine uneori. Pentru mine asta e, adică uneori nici nu vreau să știu. Da. Dar vreau să mă întorc un pic la această zonă puțin de intro în subiect. Spune-mi, te rog frumos, despre partea științifică a practicii de mindfulness, despre ce spune știința apropo de această practică și de ceea ce ea antrenează. Sau cum funcționează științific vorbind? Alege tu în ce zonă vrei să răspunzi. O să încerc să spun așa cum îmi vine în minte lucrurile și vedem ce se alege din cum reușesc să răspund. Sunt foarte multe studii, aș pleca de aici, sunt foarte, foarte mii de studii în ultimii ani, ultimii 10, 20, 30 de ani, făcute în zona academică, în zona de science, legate de ce se întâmplă când medităm, ce se întâmplă și ce e diferit, ce se produce, ce nu se produce, ce efecte are această practică a meditației. Unele sunt controversate, unele sunt în continuare puse dintre aceste studii sub semnul întrebării. Chiar mă ajută să fiu mai sănătos? Este, de exemplu, unul din beneficiile listate de majoritatea studiilor. În general, suntem mai sănătoși dacă practicăm și mindfulness, nu doar din cauza acestui element. Da. Sunt studii care vorbesc despre rezistența la stres sau gestionarea stresului, creșterea unei abilități de a fi rezilienți, de a fi mai puternici. Și sunt studii care se duc mult mai specific pe ce se întâmplă efectiv în creierul nostru atunci când medităm, cum se transformă creierul nostru atunci când medităm. Și sunt deja, cred că de mai bine de 10 ani, studii care confirmă că persoanele care meditează constant pe perioadă mai lungă de timp au structural modificate diverse părți din creierul nostru, cum ar fi zona prefrontală, de exemplu, care răspunde de funcțiile atenției. Mai simplu spus, cei care meditează constant de, nu știu, poate ani de zile, au partea din creier care răspunde de funcțiile atenției un pic îngroșată față de cei care nu meditează. Și asta se vede pe imagistică, pe PET scan-urile cu care se fac aceste studii. Asta înseamnă că e o capacitate mai mare de concentrare. Absolut. Și de concentrare
pe ceva pe o perioadă mai lungă, dar și de concentrare, de focus, ca să-i spun așa. Exact. Exact. Despre asta vorbim. Da. Uh-huh. Și asta este cumva beneficiul pe care toate studiile pe care le avem îl relevă. Îl pun pe masă și spun, uh-huh, da, cei care meditează au o capacitate mult mai bună de a se concentra, de a se focusa, au o atenție mai ageră, uh-huh, o vigilență mai activă, dacă pot să-i spun așa. Sunt apoi studii care se uită cum este afectat sistemul imunitar, uh-huh, la persoanele care meditează. Care sunt efectele... Cum e? Care este? Încă, aici nu avem o concluzie, cel puțin eu n-am uh-huh, găsit în ultimii un an, doi, trei, o concluzie clară. Și sunt specialiști care spun încă nu putem pune un semn egal, uh-huh, între practicant de meditație și o imunitate crescută. Ok. Dar se pare că, într-adevăr, reziliența crește, adică suntem mai rezistenți. Și atunci, automat, cred că și sistemul imunitar este mai puternic. Fizic sau mental, când mental, spui rezistenți? Mental. Asta înseamnă în capacitatea de a susține stres sau de a... Exact, uh-huh, exact. Okay. De a face față stresului, de a gestiona stresul care vine spre noi, de a reduce anxietatea, apropo de ce se întâmplă în ultimii 2 ani, da, și mai nou în ultimele 2 luni aproape, da, de noi, în a ne reveni după un distres puternic sau intens, uh-huh, după o cădere, da? Cu cât ne revenim mai repede și cu cât suntem mai echilibrați, da, vom fi mai sănătoși. Adică organismul nostru va fi practic mai sănătos. Sunt studii care se uită la afecțiunile cardiace și legătura între afecțiuni cardiace și această practică a meditației. Nici acolo nu avem o concluzie la fel de clară sau certă cum este cu concentrarea, uh-huh, cu această capabilitate. Deci, practic, ce știm astăzi sunt mai degrabă legate, e mai degrabă legat ce știm cu certitudine și confirmat de știință, e mai degrabă legat de funcțiile cognitive, ca să, da, zic așa. Da, și, da, de capacitatea mentală de a face față unor situații, să nu zic adaptare la stres, dar de a face față unor situații dificile, inclusiv la situații de stres. Exact, exact. Acolo sunt beneficiile de care vorbim deja cu, uh-huh, siguranță și care sunt, uh-huh, evidence-based, care sunt dovedite cumva științific. Da. Și, practic, când vorbim despre mindfulness, de fapt, vorbim despre o practică de a sta locului într-un loc, într-o anumită postură și de aici încolo spune tu. Asta dacă vorbim de componenta de practică formală. Ok, atunci hai să vorbim despre ce componente are. Așa, mindfulness, această stare de prezență. Da, uh-huh. Dacă ne oprim la definiția o stare, da, de prezență conștientă sau de conștientizare a prezentului, putem să o antrenăm și să o cultivăm, uh-huh, în două mari feluri. Printr-o practică formală și ceea ce numim practică informală. Practică formală este ce ai început tu să povestești. Ne așezăm să medităm. Ne așezăm într-un anumit fel, alegem o anumită postură a corpului, da? Cu picioarele încrucișate sau cu picioarele așezate sub noi, pe o pernă de meditație sau pe o băncuță de meditație, cu trunchiul și coloana drepte, fără să fie însă foarte bățoase. E o atitudine demnă și relaxată în același timp. Asta, da, e și instructajul pe care îl avem în ghidajul dintr-o practică demnă și relaxată, da, mindfulness. Și ne propunem ca pentru o perioadă de 7, 12 minute, 30 de minute sau 45 de minute să ne concentrăm pe experiența prezentă, curentă, și ne alegem un obiect al concentrării sau al focusului, respirația, senzațiile din corp, uh-huh, activitatea minții și așa mai departe. Și asta este ceea ce numim practica formală sau meditația. Stau și meditez. Da, stăm nemișcați de obicei, deși avem și meditația în mișcare și, da, avem mișcările conștiente ca și practică, tot formală, uh-huh, dar și asta o facem într-un anumit fel. Și asta este ce numim practica mindfulness formală. Pentru asta am nevoie de timp, de un spațiu anume dedicat și e o activitate în sine, deși nu facem mare lucru sau nu facem nimic, cum spun unii dintre profesorii mei. Da. Doar stăm și observăm ce se întâmplă moment cu moment, clipă cu clipă.
Cealaltă modalitate de a cultiva această conștientizare este această practică informală. Și asta este, mie îmi place foarte mult, pentru că asta este foarte la îndemână. Adică putem să practicăm mindfulness, să practicăm această conștientizare a momentului prezent când mâncăm, când ne spălăm pe dinți, când așteptăm la coadă la supermarket să ne plătim cumpărăturile din coș, când discutăm cu cineva, când călcăm rufe sau pregătim cina. Da. Practic, orice activitate de peste zi sau din rutina noastră cotidiană poate să fie o ocazie de a practica mindfulness. Dacă îmi propun asta într-un mod deliberat, din nou intenționat, adică mă așez să-mi beau cafeaua de dimineață, ca să iau exemplu ăsta, și în loc să scot laptopul, să mă uit ce am de făcut în ziua respectivă, eventual să-mi fac niște notițe sau să mai aranjez o prezentare sau, nu știu, să verific social telefonul, media sau telefonul. În loc să fac aceste activități, îmi iau 3 minute sau 5 minute să beau acea cafea, fiind atentă, atent la ce simt. Și putem învăța exercițiu foarte simplu, să fiu atentă la ce simt folosindu-mă de toate cele 5 simțuri. Ce văd, ce simt tactil, ce aud, ce gust, ce miros, în timp ce beau o cafea. Și cafeaua are din plin stimul senzorial de, pe toate palierele astea. Mă concentrez sau îmi duc atenția asupra acestor elemente. Ce văd în ceașcă? Cum miroase cafeaua mea? Ce gust are? Și următoarea înghițitură, ce gust are? Da. Și aceste 3 minute sau 5 minute, dacă sunt băutor de cafea, e un exemplu, ele sunt o practică mindfulness în sine, dacă fac asta. Dacă sunt atentă la ce simt, cum simt, ce se întâmplă în mintea mea, cât de repede și de des îmi fuge mintea, la ce s-a întâmplat ieri, la ce urmează să mi se întâmple, cât de ușor pot să mă întorc cu atenția pe experiența prezentă și să-mi dau seama că iar mi-au venit în minte discuțiile din cursul zilei de ieri. Și dacă dar asta se învață. Să pur și simplu să-mi întorc atenția, să o aduc înapoi asupra ceea ce fac în momentul ăla. Și asta este ce numim practică informală. Spălatul pe dinți, din nou, un duș, toate pot fi o practică a meditației dacă atenția mea se întoarce către ce se întâmplă în acel moment. Cred că unul dintre lucrurile extraordinare în experiența mea cu această practică, nu sunt nici pe departe un fel de expert sau n-am o experiență foarte lungă în spate, uneori mai și uit, de multe ori uit, dar experiența mea atunci când urmăresc, când fac practica asta, ceea ce mi se pare uimitor este, nu mi-am dat seama niciodată până când n-am început cu mindfulness cât de dincolo de controlul meu este mintea. Felul în care apar și cu o viteză inimaginabilă o grămadă de gânduri despre, incontrolabil, deci nu știu de unde vin, o grămadă de gânduri despre ce am de făcut azi, ce m-a supărat ieri, o îngrijorare despre nu știu ce factură, faptul că n-am făcut o programare la dentist și este o aglomerație și un zgomot. Asta e prima mea constatare și mi se pare uimitor. E normal? Da, da. Și mă bucur că mă întrebi asta, pentru că toată lumea care lucrează sau vine să facă un curs mindfulness cu mine are această întrebare. E normal să se întâmple asta? Da, așa funcționează mintea noastră. E în 2010, cei de la Harvard Medical School au făcut un studiu, cred că au avut, dacă țin eu minte corect, datele vreo 80.000 de respondenți de pe tot glob. Da. Toate culturile, religiile, etniile, medii diferite economice. Și concluziile studiului au fost că undeva un procent de 49% din timp mintea noastră produce ceea ce se numește evenimente mentale sau gânduri legate de trecut sau de viitor. Adică jumătate din 49%, aproape jumătate din timpul nostru, mintea noastră nu este în altă parte preocupată de ce se întâmplă în acel moment, ci în altă parte.
aducând gânduri, imagini din trecut sau planificând sau anticipând ceva ce urmează să se întâmple. Este uriaș. Sigur că ne folosește foarte mult toată partea de informație înmagazinată în amintiri, în memorii și în... Și imaginația, și ideea de a proiecta în viitor. Adică sigur că da, astea e sunt, una din esențele naturii umane, capacitatea. Sunt fascinante aceste capacități pe care creierul nostru le are, sunt utile, sunt benefice. Cred că problema este de proporții. Și de măsură. Direcționare. Și de direcționare și de abilitatea noastră de a, ai zis tu, de controla gândurile. Abilitatea noastră de a gestiona, zic eu mai bine, la ce ne gândim. Dacă eu acum stau de vorbă cu tine și mi-am propus să fiu atentă și să fiu prezentă complet aici, iar în mintea mea apar un milion de gânduri despre ce o să fac după ce încheiem noi discuția și cum așteaptă fiul meu acasă, dacă am mâncat, dacă n-am mâncat, eu de fapt o să pierd prezența și conversația cu tine. Și atunci aici intervine de fapt marele beneficiu, dacă mă întreb pe mine, de a învăța să ne înțelegem mintea, să o cunoaștem și să știm cum și ce să facem atunci când sesizăm că mintea noastră e plină de gânduri. Noi nu o să putem să oprim gândurile. Da? Dar vrem... ideea asta de a ne goli mintea e o, cum să zic, e o întreprindere în van. Nu există așa nu ceva. Nu există așa ceva. Și slavă, nu știu, Domnului, dacă pot să mă exprim așa. Nu vrem o minte goală, nu vrem un creier care să nu producă evenimentele mentale de care vorbeam, gânduri, imagini, analize, raționamente, anticipări, prognoze și planificări. Nu vrem așa ceva. Dar nu vrem nici să stăm doar în ce înseamnă analizat din trecut sau planificat pentru viitor. Pentru că pierdem din momentul actual, odată atenția dată celuilalt, s-ar putea să pierdem lucruri importante și savoarea unor momente. Am avut o discuție, apropo de a pierde lucruri importante, am avut o discuție cu cineva chiar foarte recent despre, despre copilul acestei persoane și îmi spunea că a împlinit 7 ani copilul și... că s-a surprins la ziua de naștere când copilul sufla în lumânări, părintele fiind concentrat pe nu știu ce mesaj pe telefon și că brusc s-a uitat la copil, avea lumânările de 7 ani în față și a zis, eu nu înțeleg, nu îmi aduc aminte de aproape nicio zi de naștere pe care să pot să-mi o amintesc cu vreun detaliu. Nu știu ce s-a întâmplat cu ăștia 7 ani. Și e complicat când ai realizări de genul ăsta. Dar cred că asta pierdem, de fapt. Exact. Iar eu acum, ascultându-te, mi-am dat seama că ar fi foarte dureros pentru mine să realizez că au trecut 14 ani are fiul meu, de exemplu. Da. Trec 25 și nu mi-amintesc. N-am ratat momentul, că era acolo, înțeleg, părintele. Dar nu păstrez cu mine bucuria, încântarea, momentul, că nu căutăm numai bucuria, dar momentul respectiv care să rămână cu noi. Ar fi dureros, nu doar complicat. Ar fi dureros. Da, ce învățăm sau ce obținem practicând mindfulness și făcând acest tip de practici și de exerciții este să ne bucurăm mai mult. John Kabat-Zinn spune, de exemplu, să trăim de plin viața. Așa cum e ea. Să trăim de plin. Este fascinant câte nuanțe putem sesiza și de care ne putem încânta sau putem să le constatăm, că unele nu ne încântă, dacă suntem atenți. Este absolut fascinant. Vorbește-mi un pic, pentru că am ajuns în zona asta de a ne bucura și de a savura. Cred că sunt niște nuanțe aici. Pentru că nu te bucuri de lucruri de care n-ar trebui să te bucuri. Adică nu te bucuri atunci când întâlnești un moment greu. Nu te bucuri atunci când se întâmplă ceva care te enervează. Vorbește-mi un pic despre această situație repetitivă a ta cu parcarea. Am povestit-o. Și este unul din... mă întrebai tu când am vorbit noi prima oară... ce a făcut să fie diferit în viața mea, de fapt, această practică și
ți-am povestit cum eram în stare înainte, când eram pusă în situația să-mi blocheze cineva în parcare mașina, să fiu tensionată, frustrată, revoltată, furioasă, toată panoplia asta de trăiri, niște ore, și niște ore pot fi și jumătate de zi, 4-5 ore eram în stare, zic eu acum, să stau în tensiunea respectivă, să o alimentez, să o cresc, să pun foarte multe gânduri peste o primă stare emoțională care apărea, versus acum când mă revoltă în continuare la fel de mult, la fel de nepotrivit, de injust, de lipsit de bun simț, de orice vrei, găsesc că este atunci când cineva îmi blochează mașina în parcare, dar nu mai stau atâtea ore în acea stare. Uh-huh. Și asta mi se pare un beneficiu extraordinar, pentru că orele respective le pot petrece în alt fel, cu mai puțină tensiune, cu mai puțină frustrare, cu mai puțină revoltă, și obosesc mai puțin. Mă supăr în continuare dacă îmi blochează cineva ieșirea din garaj sau o mașină în parcare, dar nu mai stau jumătate de zi acolo. Sunt curioasă care este secvența de ieșire, dacă vrei. Este, pot să fac ceva, fac, nu pot să fac ceva, nu are rost să mă enervez. Care e secvența care deblochează, dacă vrei, care oprește supărarea și furia? Până la răspuns, la ce pot sau nu pot să fac, este conștientizarea. Să-mi dau seama că m-am înfuriat și îmi dau seama dacă învăț cum să sesizez ce se întâmplă în corp. Fiecare trăire emoțională are expresia în corp imediat, până când să pot eu să pun în cuvinte, a, asta este o furie sau a, m-a cuprins frustrarea. Până când pot eu să raționalizez în felul ăsta, în corp se simte. E, dacă eu pot să-mi dau seama ce simt chiar atunci când apare furia, în momentele alea în care mă înfurii, să conștientizez ce se întâmplă, după acest moment o să pot să-mi pun întrebarea, ok, ce pot să fac în situația asta? Deci, practic, esențial este acest spațiu în care să pun întrebarea. Pot să schimb situația în vreun fel? Am pe cine să sun să-și mute mașina? Să-mi elibereze locul? Nu am ce să fac? Iau un taxi și mă duc unde am de mers? Sigur că în continuare este un disconfort creat, dar mă ajută să-mi rezolv pragmatic și practic niște lucruri și să îmi dau seama de starea pe care o simt fără să o amplific, fără să o potențez. Și în loc să stau să mă întreb 4 ore cum poate cineva să fie atât de lipsit de bun simț încât să nu îi pese că mi-a blocat mașina și îmi creează atâta disconfort. Și aceste gânduri vor încărca și mai mult frustrarea pe care o simt. Dacă îmi dau seama de asta, pot să nu las aceste gânduri să mai apară sau să stea cu mine. Și mai mult, de fapt, pot să nu le alimentez. Și asta la mine sună așa, a, Simonica, iar te-ai înfuriat. Asta îmi spun eu mie, când îmi dau seama care-i starea și ce se întâmplă, ce simt. Și atunci mi-este mult mai ușor să nu mai stau în acele gânduri ruminative sau în acea spirală ruminativă, cum o numim noi. Și mi-e mai ușor să mă uit către, ok, care-i pasul următor? Pot să fac ceva, nu pot să fac ceva? Asta mă duce cu gândul la o întrebare legată, evident, de ceva ce vrem cu toții, productivitate. Da. N-am să pun o întrebare, am să te las pe tine să spui ce-ți vine în minte apropo de ideea asta de productivitate, pentru că ceea ce ai descris îmi pare că e un fel productiv de a rezolva o problemă. Exact, și eficient. Și eficient, fapt. Ok. Productivitatea, de exemplu, este unul din obiectivele pe care le caută cei care introduc în corporații programe mindfulness-based, de exemplu, sau în zona de business, în zona profesională. Fac asta, pe de o parte, pentru a-i ajuta pe angajați sau pe cei care sunt în business să-și gestioneze stresul, presiunea, dificultățile mai bine, dar și să fie mai productivi. Pentru că dacă noi înțelegem cum funcționează mintea noastră, o să înțelegem și o să știm că nu există multitasking, de exemplu.
Noi nu putem face 3 task-uri în aceleași timp. Le vom face secvențial. Dar este mult mai productiv dacă îmi planific, dacă știu asta, dacă îmi propun acum să scriu mailul acesta, după aceea o să dau un telefon, după aceea o să discut cu cineva și o să am o întâlnire. În loc să îmi propun să le fac pe toate astea așa, una peste alta. Exact, una peste alta. Ca să pot să fac asta, e nevoie să am mintea limpede, e nevoie să am mintea clară și asta obțin stând cu fundul pe perna de meditație. Uh-huh. Obțin nu o minte goală, vă spuneam mai devreme, de să n-am niciun fel de gând, dar obțin o minte mai liniștită, mai potolită. Mai clară, poate. Mai clară, exact. Și pot să văd cu claritate ce se întâmplă, pot să planific mult mai ușor ce am de făcut de fapt. Și surpriza este că cei care practică meditația sunt mai productivi. Adică într-un timp mai scurt rezolvă mai multe lucruri. Cred că asta e a fost una dintre temerile mele și cred că e unul dintre comentariile pe care le aud des. Și anume că, da, vorba populară, dar ce o să fac, frate, vrei să stau să plouă pe mine? Adică sigur că trebuie să fiu activ, sigur că trebuie să fiu... să mă enervez, să mă grăbesc, să... Adică felul ăsta al nostru de a fi, care e tot timpul în viteză, tot timpul cu 3 lucruri în același timp, sau 5, sau 25, sau câte facem, această intensitate la care trăim, aud de multe ori, și eu am acest sentiment de multe ori, sau l-aveam mai puțin, că în momentul în care am luat intensitatea asta, am căzut într-o zonă pasivă. Nu e așa. Spun aici din experiența personală a mea. Fac mult mai ușor și mai repede lucruri pe care le făceam și acum 10 ani, dar mult mai mult timp, de fapt. Și asta e datorită capacității de atenție, claritate. Exact. Okay. Da, și capacității de a-mi da seama, de a-mi conține starea. Dacă mă găsesc sau îmi dau seama că sunt, nu știu, iau o situație dificilă, o trăire foarte intensă, depresiune sau de furie, eu dacă îmi dau seama de asta, pot alege o strategie care să-mi potolească starea respectivă și să nu mă înverșunez să fac task-ul respectiv pe care oricum nu pot să-l fac până când nu mă potolesc puțin sau nu-mi potolesc puțin mintea. Da. Și la asta mă ajută practica. La asta mă ajută. Ziceai de pasiv, nu există doar viteza a 6-a și punctul mort. Da? Dacă pot să fac paralela asta cu cutia de viteze a unei mașini. Există, sau punctul neutru, cred că așa e mai corect. Există treapta 1 de viteză, treapta 2 de viteză, dar există și treapta 6-a. Și este foarte utilă, chiar necesară de foarte multe ori. Dar nu există doar a 6-a și 0. Zero viteză sau 200 de kilometri la oră. Da, și cred că mai e ceva aici. Cred că de multe ori confundăm, mie mi s-a întâmplat de multe ori confundăm frenezia cu eficiența, eficacitatea. Exact. Poate că e mai bine, bun cuvântul. Adică a fi mereu în priză este un sinonim cu a face lucruri, a produce lucruri, a obține rezultate, a... Cred că ne-am făcut un fel de, cum să spun așa, suntem că medalie de onoare din a fi tot timpul ocupați și tot timpul în viteza 6. Și să faci tot timpul ceva, nu sta degeaba. Da. Și asta, dar asta e într-adevăr un construct social. Uh-huh. Este ceva la care am ajuns noi acum, așa cum trăim acum. Da. Să facem foarte multe lucruri, să nu pierdem ceva, anume să facem și sport și 12 ore la birou și să creștem 2 copii și să fim și un prieten sociabil și un copil care își vizitează părinții mai în vârstă tot timpul. Nu se poate asta. Ziua are tot 24 de ore. Da. Iar noi avem nevoie de pauze, de fapt, avem nevoie de odihnă, avem nevoie și de un ritm mai lent. Din nou, eu n-am să spun niciodată și nu cred că e sănătos să nu folosim și viteza a 6-a, ca să păstrăm aceeași paralelă. Dar ce știu este că dacă stăm doar în viteza a 6-a, la un moment dat o să obosim. Ne ardem, da. Exact. Și apare burnout-ul, care este atât de vizibil acum,
Da. Printre atât de multe... Vreau să te întreb ceva legat de burnout și de o definiție foarte simplă a burnout-ului care vine din psihologie organizațională, care spune că, de fapt, burnout-ul este un dezechilibru între resurse și cerințe. Și resurse poate să fie orice. Poate să fie resurse fizice, adică nu am instrumentele cu care să lucrez, dar pot fi și resurse de suport din partea celorlalți, de răbdare din interiorul nostru și ceea ce ni se cere sau ceea ce cerem noi de la noi. Dacă ar fi să poziționăm undeva această practică în contextul stresului și burnout-ului, e înțeleg bine sau am intuit bine sau că ea este în zona de construit resurse? Da, exact. Da. Uh-huh. De cultivat, așa și numim. Cultivăm abilitățile astea, le construim, să le avem în situația în care ajungem, de exemplu, într-un context în care se cere sau cerem noi de la noi prea mult. Și dacă cerem pe o perioadă determinată, putem folosi aceste resurse care ne vor ajuta. De asta sunt resurse. Uh-huh. Problema este dacă ajung în contextul în care mi se cere sau cer eu de la mine, pun eu presiune pe mine și nu am resursele, nu am bagajul de care am nevoie. Și atunci apare riscul de burnout. Uh-huh. Și resurse, vorbim de, spuneam la început, de reziliență, da. Da, de acest toughness mental, nu știu cum să-l traduc, de da, o putere, poate că putem putere spune, mentală, da. De stăpânire de sine, de capacitate de a înțelege ce mi se întâmplă, de a mă regla. Da? Unul din modurile în care putem preveni burnout este să știu când să spun stop. Chiar dacă stop înseamnă doar pentru 4 ore, nu pentru o carieră întreagă. Uh-huh. Pur și simplu, să pot să-mi dau seama ce se întâmplă cu mine și să spun, azi nu mai reușesc, nu mai pot, mă duc să mă plimb, îmi reîncarc bateriile, da? Îmi refac resursele. Și cred că aici vine unul din atributele despre care tu vorbeai, stai ca să văd dacă ai spus blândețe sau altceva, blândețe. Da. Cum funcționează blândețea în ecuația asta? De ce e nevoie de ea și unde anume intervine? Este nevoie pentru că cu blândețe pot să am grijă de mine și sigur și de ce mi se întâmplă în jur. Dacă îmi găsesc această blândețe ca resursă interioară, asta o să mă ajute să ies dintr-o situație în care sunt, să mă conțină dacă vrei. Da? Nouă ne este mult mai ușor dacă ne tratăm cu blândețe și o să obținem mult mai mult de la noi dacă ne tratăm cu blândețe decât dacă ne tratăm critic, dacă vrei. Sau... Blândețea este atunci când îmi dau seama că sunt incapabil să termin ce am de făcut, să spun ok, hai să mă opresc, în loc să zic hai să mai împing, hai să mai trag un pic. Blândețe înseamnă să, atunci când îmi dau seama, să spun ok, acum nu pot să fac asta, poate am nevoie de ceva, poate am nevoie de o pauză, poate am nevoie de ajutor, poate am nevoie doar să mai stau puțin să mă gândesc. Asta e o atitudine de blândețe. O îngăduință, dar nu o resemnare sau o amorțeală. Pur și simplu o blândețea cu care ne apropiem și de copii atunci când îi creștem și când învață să meargă pe bicicletă. Dacă nu merge din prima, nu îl criticăm. Da. Versus o atitudine care spune, iar nu ești în stare să faci asta. Da? Acolo vorbim de critică, de presiune, care de judecată, da. Care exact este o barieră pentru învățare și pentru rezolvarea multora dintre problemele cu care ne lovim, de fapt. Dacă am ajuns în zona aceasta de cum ne comportăm cu noi și cum ne comportăm cu ceilalți, aș vrea să vorbim un pic despre ce înseamnă antrenamentul acesta pentru relațiile noastre cu ceilalți. Unul din cele mai bune lucruri pe care le-am învățat eu practic în mindfulness a fost să ascult. Dar să ascult cu adevărat. Uh-huh. Am făcut multe ore de traininguri de ascultare activă în zona de corporate. Când eram, am învățat inclusiv cum să mimez mimica și gestica atunci când ascult pe cineva. Mintea fiind, de fapt, în altă complet lume. Complet altă parte. Iar fiul meu, când era mic, foarte ingenu și foarte autentic, îmi povestea câte ceva și eu eram teoretic, îl ascultam activ și eram acolo, mai și puneam câte o întrebare din când în când, până când se prindea el și zicea
nu m-ai ascultat, n-ai auzit nimic din ce ți-am zis. Ba da, cum să nu? Stai să te întreb, ce a zis X de la grădiniță? El spunându-mi povestea înainte, evident că nu puteam să reproduc, pentru că mintea mea era în cu totul altă parte. Da. Ca să mă întorc la comunicare și la relațiile cu ceilalți, asta a fost foarte prețios ca și beneficiu pe care l-am câștigat. Că am învățat cum să ascult pentru a auzi ce spune celălalt cu totul. Și asta mă ajută foarte mult acum în ce fac, în meseria pe care o am în ultimii ani de psihoterapeut. Este fascinant când îmi dau seama că sunt în cabinet cu cineva, îmi spune ceva sau vorbim despre ceva și mie îmi fuge mintea în altă parte. Da. Și îmi dau seama cât de diferit este să fiu în contact autentic prezent cu celălalt, prezentă cu celălalt, sau să fiu eu în povestea din mintea mea alundeva. Dacă ar fi să vorbesc despre ce fac eu în viața profesională, capacitatea de a auzi și de a fi prezentă în conversație, de a auzi răspunsurile, e, cred că, unul dintre cele mai prețioase antrenamente. Nu sunt acolo, mi s-a întâmplat acum cu tine, acum câteva minute, ca tu să spui ceva și eu să aud numai ultimele trei cuvinte și să-mi dau seama că n-am auzit nimic din răspunsul tău. Și mi se întâmplă încă lucrul ăsta, dar antrenamentul în sine este unul dintre cele mai prețioase câștiguri pe care le-am până acum, da. Și această practică mindfulness mă antrenează și pentru asta. Mă antrenează să fiu cu totul acolo, adică să ascult, să văd, să percep. Da, pe toate dimensiunile pe care noi percepem, da, practic, experiența exterioară. Să-ți dai exterioară. Seama ce reacție provoacă în tine, dacă e o relație puțin mai, dacă intră într-o zonă puțin conflictuală. Sau sensibilă. Înțelegi când începi să te enervezi, înțelegi la ce anume reacționezi. Adică ai capacitatea de a construi relații mult mai armonioase, nu? Exact. Pentru că nu mai... Vorbește-mi de diferența asta între a reacționa și a răspunde. Este esența unuia dintre programele mindfulness-based pe care îl predau, mindfulness-based stress reduction. A spune că este chiar acolo. Da, mi-e mai fascinant. A înțelege și a simți și a vedea care e diferența între reacție, care de cele mai multe ori este automată sau este un obicei, obișnuință pe care o avem. Uh-huh. Da? De obicei reacționez așa sau fac asta când se întâmplă ceva și a răspunde. Și la ce mă ajută mindfulness sau ce face diferit mindfulness este să, din nou, percepând experiența atunci când se întâmplă. Da? Dându-mi seama că mă înfuri sau că mă frustrez chiar atunci când se întâmplă, se creează un mic spațiu între comportamentul, dacă vrei, care apare ca și reacție, între stimul și comportament. Se creează acest spațiu în care eu pot alege ce să fac. Uh-huh. Eu pot alege să dau curs fără să gândesc în vreun fel sau fără să fac ceva anume acelei furii. Și poate îmi vine să plâng sau poate îmi vine să urlu, să ridic tonul, să trântesc ceva, să mă agit, nu știu, să dau cu pumnul, dacă am luat furia ca exemplu, sau pot alege să fac altceva, să iau o gură de aer, să ies din spațiul respectiv, să mă mișc puțin, să respir profund de câteva ori. Să pun o întrebare, apropo de curiozitate. Să pun o întrebare și să-mi folosesc curiozitatea ca să pot apoi să răspund. Răspuns înseamnă ceva ce aleg eu să fac. Reacția de foarte multe ori este automată. Vreau să vorbim un pic despre zona asta de momente complicate. De momente în care treci prin, nu știu, cum poate că mulți dintre noi am trecut în ultimii 2 ani de zile. Momente în care cineva se îmbolnăvește, în care tu te îmbolnăvești, în care îți moare cineva, în care trăiești genul acesta de traumă pe care o vedem cu refugiați, cu război la graniță, cu... Noi suntem cumva indirect, dar îmi imaginez trauma pe care au trăit-o oamenii care au fost acolo. Deci, cum anume putem să... Nu știu, poate să trecem altfel prin momente grele și ce
știm despre mindfulness și momentele complicate? A fost o întrebare foarte lungă, care e de fapt foarte simplă. Mă ajută practica mindfulness să gestionez momentele complicate, trăirile asociate acestor momente, de fapt. Să spun și altfel, mă ajută să trec prin suferință. Cred că asta vreau să întreb, de fapt, da. Mă ajută să trec prin suferință. De foarte multe ori, mecanismele la care apelăm noi atunci când suntem într-o situație dureroasă sau de suferință, este să evităm, să negăm, să fugim, să ne întoarcem cu spatele, dacă vrei, la da. Trăirea respectivă. Am mai și fost condiționat, trebuie să fii puternică. Când pierzi pe cineva, apropo de moare cineva, da. Toată lumea spune, jur, trebuie să fii puternic sau tu ești puternic sau... Puternic înseamnă să poți... Sau o să treacă. Sau o să treacă, sau n-ai de ce să-ți fie frică, sau lasă că nu e așa de important, toată invalidarea emoțiilor respective. Ne-a învățat să nu ne apropiem de ele, eventual să pretindem că nu se întâmplă de foarte multe ori. Să le ținem cumva, să găsim o modalitate de a nu arăta că suferim. Ce ne învață viața, cred, și fiecare cred că putem rezona cu asta, este că nu avem cum să ocolim suferințele. La un moment dat, e cineva care se îmbolnăvește în jurul nostru, pierdem oameni care ne-au fost dragi și care au fost importanți pentru noi, apare o pandemie care ne-a schimbat și ne-a dat peste cap complet și viața, și ritmul, și stilul, și așteptările. A venit și războiul acum, care este și mai îngrozitor decât orice altceva se putea întâmpla. Și n-am ales noi dacă să fim sau nu în situația asta. Ce putem face este să vedem cum trecem prin ea. N-avem nici cum să o ocolim. Pandemia n-am avut unde să o ocolim. Da. N-am avut unde să fugim. Și atunci mindfulness vine să mă... Practica meditației și practica mindfulness mă ajută să trec prin suferință, înțelegând că pot să fac față, de fapt. Nu că mă doare mai puțin. Nu că n-ar trebui să mă doară sau n-ar trebui să sufăr. Ci că am resursele să rămân pe picioare și cu această suferință și cu această durere. Și asta mi se pare foarte prețios, pentru că cred că unul dintre lucrurile care se întâmplă când fugim este că ne și deconectăm de ceilalți. Și cred că această capacitate de a nu fugi, ci de a trece prin durere, suferință, dezamăgire, ne păstrează capacitatea de a fi împreună cu ceilalți, de a primi ajutor, de a da ajutor, de a îi consola pe cei care sunt mai într-o situație mai poate mai rea decât noi, în timp ce cealaltă închide porțile. Exact. Ne izolăm, ne închidem. Da. Eu trăiesc durerea respectivă, dar în momentul în care nu sunt dispus să cer ajutorul, să mă las ajutată, nu o să vreau să arăt asta și atunci mai bine stau cu mintea în casă. Închise și mă izolez și nu mă duc către ceilalți care de fapt sunt esențiali în a mă ajuta să trec prin suferință și în a fi acolo ca și resursă sau ca element care mă ține și mă poate susține, ca să spun așa. Asta apropo și de relații și de capacitatea de a fi împreună cu ceilalți. Exact. Și de a cere ajutor, de a fi acolo pentru celălalt. Da. De a oferi ajutor și suport. Cred că e un lucru pe care mi se pare important și aș vrea să-l vorbim, chiar și dacă foarte pe scurt, pentru că există această practică concentrată pe respirație, pe a fi atent, a da atenție respirației, dar există cealaltă practică concentrată pe senzațiile din corp sau, senzațiile din corp. Da. Cred că aș vrea să te întreb mai degrabă despre partea asta cu senzațiile din corp. Pentru că mi se pare un loc foarte puțin, explorat. Adică noi nu prea dăm atenție relației între cum mă enervez, unde mă doare, atunci când, sunt epuizat, ce simt în corp. Și cred că despre asta vreau să vorbim un pic, despre ce informație există în corpul nostru la care nu suntem atenți și cum o putem folosi? Îmi vine în minte, înainte să-ți răspund întrebare, vorba unui coleg din Germania cu care am făcut la un moment dat cursurile și zice, știi, suntem obișnuiți să locuim la mansardă.
Da. Adică dăm atenție doar minții și ceea ce se întâmplă de fapt în gândurile noastre, cum gândim, ce ne amintim, ce planificăm și foarte puțin în restul corpului. Experiența noastră nu este însă numai la nivel rațional, cognitiv. Noi tot ce trăim, trăim cu tot corpul. Da? Cu toată cu toate sistemele astea, cu tot ce înseamnă senzorial și fiziologic, de fapt. Mai mult decât atâta, emoțiile au expresie în corp și asta știm deja și toată lumea științific, din zona științifică este de acord cu asta. Emoțiile nu se produc în creier undeva. Ele se exprimă în corp. O tensiune, o contractură, o roșață, o creștere a pulsului, o modificare a ritmului cardiac, a respirației. Și practic în mindfulness, în meditație, ne folosim ca să antrenăm atenția pe de-o parte de a ne focusa pe ce se întâmplă în corp, ne folosim și să cunoaștem corpul și să intrăm într-un contact autentic, spun eu, profund, cu experiența noastră, dând atenție și corpului, nu doar a ceea ce se întâmplă în creier la nivel rațional, de fapt. Deci este o modalitate de a fi complet în experiență, dând atenție și senzațiilor din corp. Într-un fel, pe mine asta mă duce cu gândul și la altceva, care este o zonă super rațională, e o zonă foarte des amintită în business și în general în alte domenii din viață, zona asta de instinct. Și pentru că de multe ori când întreb pe oameni cum ai luat decizia aia, cum ai făcut aia, mie mi se întâmplă să-mi spună instinct. Și sunt curioasă dacă îți, nu știu, dacă are vreun sens pentru tine legătura asta între a fi conștient de ce anume reacție provoacă în mine, fizică, diverse situații și ideea de instinct. Cum înțeleg eu acum? Da. Ce înseamnă acel instinct este de fapt o... Recunoaștere. Nu știu dacă recunoaștere neapărat, cred că mai degrabă o decizie pe care o iau cu toată ființa, dar cu toată ființa însemnând și cu stomacul, ca să spun așa. Da? Cu ceva ce nu-i rațional neapărat. Adică, cred că toate palierele din experiența noastră, de fapt, sunt cumva elemente de instinct, dacă vrei. Asta este ce am acum în minte legat de, legat de asta. Se vorbește foarte mult de un sistem nervos din jurul tubului digestiv, de exemplu, încă nu știm exact cum comunică cu sistemul nervos central. Sunt multe elemente despre care eu încă nu pot să vorbesc. Nu am toate datele astea. Există vreun termen ca durată, dar și în timp, care să, dacă ar fi să se apuce cineva, dacă ar fi să recomanzi ceva de început și apoi ceva care să producă rezultate vizibile, ce ai recomanda ca durată și ca întindere în timp? Mă întreb, ca practică. Ca practică, ca exercițiu. Da. Sunt, cred trebuie că... să meditez ca să obțin niște rezultate de care să, care să le pot vedea. Cred că în 2018 sau în 2017 a fost o conferință la care Daniel Goleman, el fiind practicant de meditație mindfulness, vorbea despre durata unei practici și care să producă și efecte și vorbește despre olimpicii la meditație, cei care meditează 2 ore pe zi. Și tot el spune, sunt foarte puțini cei care reușesc, de fapt, într-o viață ancorată în urban, în lumea în care trăim noi, să aibă aceste 2 ore doar pentru meditație. Dar eu aș spune că asta este mai aproape de cei care aleg să trăiască, nu știu, într-o mănăstire budistă, de exemplu, sau asta să fie, practic, viața lor. Plecând de la asta, acum 30 de ani, 40 de ani, când a început să fie cunoscută și în Occident practica asta a meditației, recomandările erau de 30 de minute, 45 de minute pe zi. Pe această durată de exercițiu sunt și o serie de studii făcute. Uh-huh. Adică vorbeam la început de beneficii dovedite științific,
Da, 45 de minute de meditație formală pe zi poate să producă acea îngroșare a cortexului prefrontal care îmi dă beneficiile de care vorbeam. Interesant este că au apărut în ultimii ani specialiști care spun că nu e nevoie de 45 de minute. Este suficient poate 10 sau 12 minute constant. Acest constant înseamnă, aș spune, zilnic sau de câteva ori pe săptămână cel puțin. În zilele pentru... lucrătoare. Și în weekend, din când în când. Pentru mine, o medie de 20-30 de minute pe zi de practică formală au făcut o diferență foarte mare. Asta din experiența personală. Adică simți că ai mai multă claritate în a lua decizii, da, sau că ai o altă relație cu oamenii, sau că... Că sunt mai eficientă, că sunt mai prezentă în discuțiile cu ceilalți, că sunt mai receptivă și mai dispusă și să fiu mai înțelegătoare cu cei din jurul meu. Că nu mai obosesc așa de mult, că am mintea mult mai clară, da? Că pot să iau decizii mai limpezi un pic, că cantitatea de stres nu mai cade peste mine. Deși sunt în continuare mamă, soție și am și un job de făcut. Dar nu, mi-e mult mai ușor să-mi dau seama când sunt obosită, când e prea mult, când e suficient și ce să fac cu asta. Cred că e interesantă ideea asta că meditația, mindfulness, orice formă de a lucra la starea de prezență, până la urmă, este ceva ce dă rezultate cel puțin la fel de bune pentru oamenii care sunt în condiții de mize importante, adică cu decizii grele, cu intensitate mare, cu performanță foarte, foarte, foarte sus. Adică cu cerințe foarte, foarte mari în viața lor. Absolut. O să găsim foarte mulți CEO și foarte mulți executives în marile companii și corporații de pe tot globul care vorbesc despre practica lor de meditație. Ca și, nu știu, instrumenta lor, da? Care îi ajută să înțeleagă, să ia decizii, să reziste presiunii la care este supus o astfel de poziție. Găsim sportivii de înaltă performanță, Djokovic, îți spuneam înainte să începem discuția, care practică exerciții de meditație și nu este doar el. Da? E ceva la care apelează în zona de performanță ridicată, cred că din orice oameni din toate zonele, și sportiv și militar, iarăși vorbim de militar. Da. Care se... Armata Marina Statelor Unite, da, am văzut o grămadă de studii cu pompieri, cu NASA, cu, mă rog. Da, și acolo este nu doar partea de concentrare, de claritate, de stăpânire, de stabilitate, de stare pe care ți-o dă acest exercițiu, ci este și de a face față suferinței cu care se întâlnesc. Vezi pompierii, vezi zona de închisori și judiciar. Adică și acolo ajută foarte mult. Asta personalul medical, sunt spitale în care personalul medical face astfel de programe ca să facă față a unui stres și a unei suferințe teribile în spital, cam asta găsim, dacă ajungem. Da, apropo de a trece, de a face față momentelor complicate și situațiilor grele, umane. Exact. Dacă ar fi să recomanzi una, două cărți, către ce te-ai opri? Traduse în limba română. Alegi tu. În engleză fascinantă și cred că anul trecut a fost editată este Peak Mind, a lui Amishija, nu este încă tradusă în limba română. În limba română avem traduceri care mie îmi plac foarte mult, Jason Brewer, Poftele Minții sau Îmblânzirea Anxietății. L-avem pe John Kabat-Zinn cu Mindfulness zi de zi și mai artistic puțin, dar nu la fel de science-based, este Christophe André, un psihiatru francez care scrie foarte frumos și este foarte frumos tradus și la noi. Ultima dintre ele pe care am găsit-o eu în librărie este Vremea meditației. Și este un medic psihiatru francez practicant de meditație, mindfulness, de mulți ani. Mulțumesc frumos! E ceva ce ai vrea, un mesaj pe care ai vrea să-l transmiți, un gând de final, orice? Eu îți mulțumesc foarte mult pentru discuție în primul rând și ca și gând de final aș spune doar că e
tare bine să ne dăm voie curiozității să existe și să explorăm chiar și acest tip de practici. Mulțumesc frumos, având în vedere că suntem la The Vast and the Curious. The Curious. Mulțumesc! Mulțumesc mult și eu, Andreea! Dacă ați ascultat până aici, Simona și cu mine avem o surpriză. Joi, 9 iunie, de la ora 19, vom organiza o sesiune de introducere în mindfulness, exclusiv pentru ascultătorii acestui podcast. Va dura 2 ore, iar Simona ne va ghida în această practică străveche și probată științific de reducerea stresului. Tot ce aveți de făcut este să trimiteți pe adresa andreea@andreearosca.ro un e-mail cu răspunsul la întrebarea care este astăzi cea mai mare sursă de stres pentru tine și cum gestionezi stresul în general. Vom alege 12 dintre răspunsuri. În plus, fiecare dintre cei care îmi scriu va avea o reducere de 40% la cartea Peak Mind, recomandată de Simona, atunci când comandați de pe booksexpress.ro. Acest episod v-a fost prezentat de EMAG, o companie care crede în educație și în puterea oamenilor de a folosi tehnologia pentru a crea un viitor mai bun. Dacă v-a plăcut acest episod, sper să-l dați mai departe către 3 oameni care s-ar putea bucura de el. Puteți găsi pe andreearosca.ro o transcriere a conversației, împreună cu referințe despre oamenii și ideile despre care am vorbit. În final, este bine să știți că o dată la 2 săptămâni trimit un newsletter cu conținut atent selectat din tot ceea ce citesc și ce aflu despre antreprenoriat, economie, psihologie și mindset. Vă puteți abona tot pe andreearosca.ro. Până data viitoare, rămâneți cu bine!